Domnule Daniel Ioniță, analizând la rece după 6 luni de la momentul alegerilor locale din septembrie 2020, cum vă explicați rezultatul pe care l-ați obținut atât la alegerile pentru funcția de primar, reamintim 2,46%, cât și la Consiliul Local și faptul că formațiunea pe care o conduceți, Prahova în Acțiune, nu a intrat în Consiliul Local? Cum vă explicați acest lucru acum, după o anumită perioadă în care ați avut timp să analizați? Pot să vă spun, în primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat să stăm puțin de vorbă. E prima dată când discutăm după alegerile din septembrie și după alegerile parlamentare. N-am vrut să spun nimic până acum, pentru că am lăsat lucrurile să așeze, n-am vrut să creez niciun fel de presiune. Fiind prima oară când vorbesc în fața dumneavoastră, pot să, în primul rând, să le mulțumesc celor care m-au votat și ne-au acordat încredere atât mie cât și Partidului Prahova în Acțiune. Ca să comentez de aproape rezultatele, n-aș vrea să spun de ce am obținut un rezultat mai mic sau mai mare. Lucrurile așa s-au întâmplat. Oamenii au avut mai multă încredere în unii decât în alții. Oamenii au avut... s-au împărțit, au fost foarte multe partide. Votul s-a împărțit și în momentul în care s-a împărțit, e clar că s-au dus mai multe voturi la unii și mai puține la alții. Din păcate n-am intrat în Consiliul Local, dar asta nu este o problemă pentru mine, pentru că, într-adevăr, eu m-am ocupat și de campanie la nivel județean. Ocupându-mă de campanie la nivel județean, e clar că mi-am alocat mai mult timp pentru toate localitățile din Prahova. Trebuie să știm că la nivelul județului totuși am obținut 2 consilieri județeni și 27 de consilieri locali, deci cumva peste 6%, ne-am apropiat de partide mai mari ca noi și pot să spun că sunt mulțumit de rezultatul pe care l-am obținut la nivel județean, chiar dacă a trebuit cumva să sacrific un pic și campania locală în ceea ce mă privește și în ceea ce privește colegii de la Câmpina. În aceste 6 luni, Prahova în Acțiune, dumneavoastră personal, ce ați mai făcut? Ce să spun, eu mă ocup în continuare de organizație, fiind președinte executiv, mă ocup de organizație la nivel județean. Sunt în același timp și președintele organizației la Câmpina și rămân în continuare deschis. Numărul meu de telefon pe care l-am dat în campanie va rămâne în continuare același. Cetățenii din Câmpina care vor să mă contacteze și care vor să-mi spună problemele, or să poată să mi le spună în continuare, chiar dacă nu sunt consilier local, voi supune problemele pe care le au, pentru că am și cunoștințele în domeniul administrativ, știu cum să fac lucrurile și le voi pune, voi analiza și voi merge cu ele în Consiliul Local, chiar dacă doar în calitate de simplu cetățean. Ceea ce am mai făcut, e clar că o parte din lucruri, cum un exemplu e intervenția domnului Mihai Apostolache la Consiliul Județean legată de Hidro Prahova. Acolo s-a discutat și de problema Câmpinei, problema pe care i-am adus-o la cunoștință. Deci e clar că noi, la nivelul județului, prin consilieri județeni pe care avem, vom duce mai departe doleanțele câmpinenilor și le vom fi aproape, așa cum le-am fost în toți anii de când fac eu politică. Eu o să le fiu în continuare aproape și colegii mei din Prahova Națiune la fel. Sunt convins că atunci, în această perioadă, ce se întâmplă din punct de vedere politic, dar și administrativ, în Câmpina. Cum vi se pare că evoluează lucrurile? Ce pot să vă spun? Sunt mâhnit și sunt bucuros în același timp. Sunt bucuros, și o să încep cu partea pozitivă, sunt bucuros pentru că am observat că în strategia de dezvoltare, o mare parte din proiectele pe care le-am avut în campania electorală, în broșura pe care am distribuit-o, se regăsesc în strategie. Asta este un lucru bun. Asta înseamnă că cei care au făcut strategia s-au plecat asupra tuturor problemelor ridicate de toți competitorii și faptul că lucrurile astea se regăsesc acolo înseamnă că am avut până la urmă și noi, Prahova în Acțiune, idei bune. Acum, de ce sunt mâhnit? Sunt mâhnit pentru că îmi dau seama că, din păcate, o parte din ele nu o să se poată realiza. Sunt foarte multe, sunt foarte multe bune. Eu cred că dacă am avea bani ar trebui să le facem pe toate, e clar. Nu știu câți bani în schimb o să putem să atragem în acești 4 ani și câte o să putem să realizăm. Nu aș vrea ca cineva să vină să spună, chiar dacă vă dați seama că nu este planul meu, este planul câmpinenilor, eu mi-aș dori ca toate să fie făcute. E clar că trebuie să avem o prioritizare. Nu știu dacă asta s-a făcut, nu știu dacă asta s-a discutat, bănuiesc că urmează să se discute și care e planul de acțiune. Ce este foarte clar este că deja au apărut în mediul online foarte multe critici, că de ce sunt atâtea, că de ce sunt... Adică dacă ar fi fost 5 sau 6, cu siguranță nu era bine, dacă sunt 300, iar nu e bine. Mie nu-mi place să arunc cu noroi atâta timp cât... Haideți să vedem ce se poate face, haideți să punem cu toții mâna, chiar și eu care nu sunt în Consiliul Local, credeți-mă că o să merg și o să discut cu domnul primar și o să încerc, eu așa mi-aș dori, ca toată lumea să pună mâna, să încercăm să realizăm cât mai multe lucruri pentru oraș.
indiferent de culoarea politică, până la urmă toți suntem în Câmpina, toți suntem câmpineni și toți vrem să trăim bine aici. Un alt punct negativ pe care l-aș avea, în afară de ăsta, este faptul că după 6 luni de zile noi, iată că încă nu avem viceprimar. Și aici aș putea spune că sunt dezamăgit de o parte din consilierii locali care n-au înțeles că trebuie să lase deoparte politica și trebuie să se pună la masă, să se așeze la masă și să încerce să găsească cea mai bună soluție viabilă care ar putea să îl ajute pe primarul în funcție și pe administratorul public să conducă acest oraș și să aibă rezultate până la urmă bune pentru toată lumea. Acum că au înțeles sau că n-au înțeles că vor să lase sau nu orgoliile la o parte, asta este de apanajul lor, apanajul Consiliului Local. Mie doar, eu, doar ca simplu cetățean și ca președinte al Partidului Prahova în Acțiune, regret că până în acest moment nu s-a găsit o soluție politică. Înainte de a vă mulțumi, vă propun un exercițiu de imaginație. Ce ar fi însemnat Câmpina astăzi dacă dumneavoastră câștigați alegerile la funcția de primar? Sincer, am văzut ce a făcut până acum domnul primar Alin Moldoveanu. Nu pot spune că putea să facă ceva peste noapte, nu pot spune că putea, eu sau altcineva putea să revoluționeze orașul. E clar că sunt foarte multe lucruri de făcut, e clar că sunt foarte multe lucruri de realizat. Ce este clar este că așa mi se pare normal că, indiferent cine a fost ales, că a fost domnul Moldoveanu sau că era oricine altcineva, acea persoană trebuie să aibă susținere, în primul rând, din partea Consiliului Local și din partea tuturor cetățenilor, pentru că, până la urmă, ceea ce va realiza va rămâne aici, la Câmpina. Nu va merge nici la dânsul acasă, nici la mine, nici la oricine a fost primar. Deci, nu știu dacă aș fi rezolvat eu sau aș rezolva mai lucruri mai bune sau aș fi putut rezolva lucruri mai bune sau mai multe. Ceea ce pot spune e că, indiferent cine este, e clar că lucrurile trebuie să meargă înainte. Pentru că asta este voința cetățeanului și eu o respect cum ar trebui să o respecte toată lumea. Domnul Ionită, vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc.